Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a actualizat datele cu privire la modul de desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ. Până în prezent, în județul nostru sunt 27 de elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, însă trebuie menționat faptul că o parte din acești elevi s-au îmbolnăvit înainte de începerea anului școlar și nu au fost prezenți în unitățile de învățământ. Cursuri online se desfășoară în 15 clase la unități de învățământ, respectiv Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare, 2 clase, Școala Gimnazială Victor Babeș Baia Mare, 1 clasă, Școala Gimnazială Nicolae Iorga Baia Mare, 1 clasă, Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Baia Mare, 1 clasă, Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Baia Mare, 1 clasă, Școala Gimnazială Octavian Goga Baia Mare, 1 clasă, Școala Gimnazială Vima Mică, 2 clase, Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, 3 clase, Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare, 1 clasă, Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare, 1 clasă, Colegiul Tehnic Nenicescu Baia Mare, 1 clasă. Menționăm că datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări în funcție de evoluția situației epidemiologice.